Tentativă de sinucidere la Spitalul Județean din Craiova. Un pacient s-a aruncat în gol de la etajul 2 al spitalului și în prezent este în stare gravă. Bărbatul de 50 de ani a fost internat ieri după ce s-a prezentat la unitatea de primire urgențe, acuzând durere acută de stomac. Pacientul, un consumator cronic de etanol, cel mai probabil a făcut un episod de sevraj la alcool și a plecat din salon, a plecat pe altă secție de la același etaj și s-a aruncat pe fereastră. În ciuda faptului că s-au ținut de el și l-au surprins un medic și alte persoane. Medicii din unitatea de primire urgență l-au preluat imediat și au acordat îngrijiri medicale. În acest moment s-a efectuat un computer tomograf, se află în area de resuscitare pentru continuarea investigațiilor și pentru continuarea îngrijirilor medicale de urgență. Cu siguranță pacientul va rămâne internat, va fi internat pe terapie intensivă, deoarece starea acestuia este extrem de gravă. În acest caz, polițiștii craioveni au demarat o anchetă.